Camarad, sunt la lacul Mori, te vă prezint lișițe, aici e plin de lișițe, ia uitați-vă. Lișițe, porumbei, uitați aici, numai lișițe. Astea noată pe sub apă, sute de metri, ia uitați-vă. Porumbei, dar sunt foarte multe lișițe. Uitați aici, asta e lacul Mori, unde filmam cu camaradul Silviu acum vreo 2 ani și ceva. E ca în răcoare pe aici. Uitați-vă și voi. Rățuște, lișițe și pescăruși. Ia uitați cum arată lacul Mori. Foarte frumos aici, lacul e imens. Ia uitați-vă cum arată. O imensitate de apă. E și o catedrală, uite acolo și e o catedrală mai modernă. E podul acolo. Deci și voi, paradis de lișițe, de pescăruși și de porumbei. Hai că mergem așa, facem câțiva pași pe aici, contra jur, contra soarelui. Înțelegeți? De uite ce mișto arată. Plin de păsări de apă. Vedeți, o imensitate de apă. Aici e parcul de la Crângaș, de la vis-a-vis de piața Crângaș. Au făcut aici e pista asta, vedeți, de tartan sau ce este. Uitați lișițe aici câte vreți. Și fac toaleta de dimineață, 2, 4, 7, 10, 12. Sunt sute de lișițe pe aici, o fetiță care alergă, foarte bine, bravo ei, face sport, de-aia arată așa sveltă și merg la stația de tramvai, că am fost și am dus două genți pline de, aici noaptea s-a prins lumini. Am dus două genți pline de îmbrăcămintea care a strâns-o voi. Am dus aici lângă piața Crângași, un centru de la care adună pentru orfelinate. Primesc și mâncare și ulei și cărți beletristice și cărți de copii. Deci dacă aveți pe acasă, puteți să strângeți pe acolo, mai dăm și noi la niște copii amărâți. Te domnișoara, ce în formă e. Și cu căștile pe urechi, bineînțeles. Ruptă de lume. Și eu am alergat și mai ales când alergi, trebuie să te concentrezi pe corpul tău, știi, nu pe căști. Da. Oamenii sunt așa terminați în zilele noastre, că trăiesc aiurea. Deja au devenit roboți, le suflă alții în căști cum să-și trăiască viața. Înțelegeți? S-a mai desuflat un pic obrazul, că am luat niște antiinflamatoare de ieri. Am luat antiinflamatoare. Ia uitați ce splendoare aici. Mi s-a mai desumflat falca dreaptă, brazul drept. Acolo e podul ăla, modern, seamănă cu podul Basarab, dar are doar un picior. Aici. Lișițe. Când eram copii,
mâncam, că le prindea tata și mâncam lișițe, sunt foarte gustoase. Lișițele sunt mai gustoase decât rațele. Ia uitați-le, ce frumoase sunt. Și rățuște creconate. Alea sunt bune pe varză, că sunt tot de apă. Astea sunt biologici. Uite aici. Aici e frumos, vara e foarte frumos, plin de verdeață, parcul ăsta aproape, aici, alături, multă natură. Să aleargă pe aici, că cred că are câțiva kilometri pătrați lacul. Adică sunt câțiva kilometri de alergat pe lângă. Aici are sărge plângătoare, bună la reumatism. Hai că mă apropii de șosea, e mai mult zgomot. Uite catedrala catolică. Haide, vă mai filmez aici. Uitați. Lacul Mori. Plin de sute de lișițe, de rățuște, pescăruși. Hai că vă pup, ne auzim mai târziu.